Primarul Mihai Chirica a numit construcția coteț de găini și magazie de lemne, iar aseară, pe pagina de Facebook, a promis că anexa va fi demolată chiar azi. În această după-amiază, trecând prin Piața Unirii, mi-a atras atenția această construcție lipsită de gust și așezată total nepotrivit pe fațada hotelului Traian. Am verificat, iar aceasta este construită fără aviz. Fără să fiu malițios, dar arată ca o magazie de lemne, ca un coteț de găini sau ca orice altă anexă gospodărească care intrigă toți trecătorii. Indiferent cine a construit-o, toți cetățenii de bun simț ai orașului au promisiunea mea că mâine dimineață emit dispoziție de demolare. Noi facem un efort continuu să dăm o față frumoasă orașului, iar unii îl bat jocoresc, a scris Chirica pe pagina de socializare. Zis și făcut, astăzi hidoșenia lui Pușcaș a fost dezasamblată la intervenția primăriei și a poliției locale. În același context, șeful Direcției Județene pentru Cultură Iași, Virgil Băbâi, susține că nu doar hotelul Traian este un monument istoric, ci și zona în care omul de afaceri a catadixit să ridice așa zisa terasă este protejată prin lege. Sunt. Domnule Băbâi, putem să ne construim fiecare dintre noi o terasă unde vrem? Nu. Orice intervenție de construire este reglementată de legea 50. Iar în plus, pentru zonele protejate sau zonele de protecție, ele sunt reglementate de legea 422 din 2001, legea protejării monumentelor istorice. Atât clădirea hotelului Traian este monument istoric, scris în lista monumentelor istorice, dar se află și într-o zonă protejată, este vorba de Centrul Istoric și Curtea Domnească, prima înregistrare ca sit arheologic din lista monumentelor istorice din județul Iași. Orice intervenție în zonă se face cu avizul Direcției Județene pentru Cultură Iași, în funcție de intervențiile care sunt necesare în zona respectivă.